ziua, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. La două săptămâni de când a început să primească pacienți cu COVID, Spitalul Sfânta Treime din Capitală nu mai are niciun loc liber. Toate cele 200 de paturi sunt ocupate. Trei funcționari de la Consiliul pentru Determinarea Dizabilității au fost reținuți de ofițerii CNA pentru că ar fi luat mită. Oamenii legii fac percheziții în aceste momente. Un copil de 2 ani a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc din capitală. Este al nouălea caz similar înregistrat vara aceasta, iar oamenii legii îndeamnă părinții să securizeze geamurile. La doar două săptămâni după ce un bloc nou a fost deschis la Spitalul Sfânta Treime pentru pacienții bolnavi de coronavirus, acesta este deja arhiplin. Medicii spun că din cele 200 de locuri, niciunul nu mai e liber și așteaptă ca pacienții să se însănătoșească și să elibereze patrul pentru alții. Pentru cei care nu credeau, uitați, încă e un argument în plus că virusul există și este destul de serios. Ana Popa este medic internist și epidemiolog în zona COVID din cadrul Spitalului Sfânta Treime. Acum două săptămâni, când spitalul s-a împărțit în două blocuri, a acceptat fără să ezite să treacă în cel în care au început să fie aduși pacienți cu coronavirus. De atunci s-a mutat cu traiul separat de soț și de fetița ei de 5 ani. Ea foarte bine cunoaște că mama lucrează cu virus și ea conștientizează faptul că mama e la serviciu și mama e medic. Valul de pacienți a fost mare, iar până acum toate cele 200 de locuri au și fost ocupate, unii bolnavi fiind în stare gravă. Sunt internați pacienți cu formă moderată, formă gravă și extrem de gravă. Toți pacienții din terapie intensivă, 18 la număr, sunt în stare extrem de gravă, 6 sunt la respirație asistată. Spitalul nu dispune de locuri noi, așa că alți pacienți nu pot fi aduși aici deocamdată. Au început deja prelevările repetate a testelor, ceea ce ne dă posibilitate ca pacienții să fie externați ca să poată fi internați alți pacienți. Adică la moment s-au început deja rotații, ceea ce ne permite să ne descurcăm. Până la ora actuală, în țara noastră au fost confirmate 30.377 de cazuri de infecție cu coronavirus, iar autoritățile din capitală au anunțat că și celelalte spitale sunt la limita capacității și că urmează să fie create câte 50 de locuri noi. Un bărbat în vârstă de 38 de ani a căzut într-o groapă pe o stradă din sectorul Ciocan al Capitalei, unde se fac reparații. Incidentul s-a produs aseară, iar omul a fost văzut de niște trecători care au apelat la salvatori ca să-l scoată. În cel mai scurt timp a intervenit un echipaj de salvatori. Salvatorii au reușit evacuarea bărbatului în vârstă de 38 de ani în cel puțin 10 minute. Din fericire, bărbatul nu a avut de suferit. Potrivit pompierilor, groapa are o adâncime de 3 metri, iar astăzi, când am ajuns acolo, am văzut că singurul lucru care securizează zona este o panglică de peliculă. Un preot se plânge că a fost bătut de parohul bisericii din Cricova pentru că a mers să strângă donații de la oameni. El deodată a trecut la acțiune. M-a snopit în pumni, în bătăi m-a snopit. Preotul acuzat neagă totul și vine cu propria versiune. Care este aceasta și ce spune poliția, aflați în jurnal. Un credit luat de Igor Dodon acum 7 ani ar putea ajunge sub lupa procurorilor. Vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, i-a cerut lui Alexandru Stoianoglu să verifice legalitatea acelui împrumut, care, potrivit deputatului, ar fi fost oferit în condiții preferențiale, la o dobândă mai mică. Instituția de drept afirmă că nu a primit deocamdată solicitarea, iar președinția nu a oferit vreo reacție. Cel puțin suspect ca unui funcționar de stat, unui bugetar, cu un salariu destul de modest la acea vreme, dar și astăzi, i s-a acordat un credit de aproape 1,5 milioane de lei, fără o istorie creditară, la o rată dobânzii de doar 8%, când la acea vreme ratele pentru un credit asemănător pentru cetățenii obișnuiți, pentru clienții de rând ai băncii, era de circa 13%. În consecință, Popșoi vrea ca procuratura să verifice de ce Dodon a beneficiat de o dobândă mai mică, cine a rambursat creditul și în ce măsură împrumutul corespunde cu veniturile oficiale ale președintelui, care pe atunci era deputat în legislativ. Instituția prezidențială nu a vrut să ofere o reacție la subiect, iar banca vizată nu a răspuns deocamdată la solicitarea noastră de a-și expune punctul de vedere. În 2016, atunci când Igor Dodon candida la prezidențiale, el afirma la emisiunea În profunzime că se întreține din banii soției și din ajutorul primit de la părinți.
Trei medici de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității au fost reținuți pentru că luau mită ca să elibereze acte pacienților. Astăzi, ofițerii CNA au descins la sediul instituției și au făcut percheziții. Referitor la toate cazurile, colaborăm de posibil propunerea mitei, colaborăm cu organele respective. Despre așa cazuri nu se cunoaște, dacă și-au fost anterior careva momente respective, s-a remis către organele competente. Reprezentanții CNA spun că au probe care ar confirma că cei vizați ar fi luat sume de sute de mii de euro în schimbul certificatelor care confirmă gradul de dizabilitate. La un metru distanță și câte unul în bancă vor sta de la 1 septembrie elevii liceului Onisifor Ghibu din capitală. Totodată, pentru că școlari sunt mulți, iar clase puține, copiii vor învăța și în sala de sport sau de dans, care sunt reamenajate. Chiar și așa, directoarea instituției spune că unii părinți se tem să-și ducă copiii la școală. În liceul Onisifor Ghibu, lecțiile nu vor mai fi ca altădată. Elevii nu vor mai putea sta de vorbă cu colegii la lecții și asta pentru că în bancă vor fi câte unul la cel puțin un metru distanță. Ca să ajungă spații pentru toți, unele săli au fost reamenajate. Această sală de dans va deveni în curând un cabinet pentru elevii veniți în clasa 1. Vor fi amenajate 32 de bănci, iar aceste oglinzi vor rămâne aici. Scaune și bănci au fost duse și în sala de festivități, cea de sport, dar și în cabinetul unde anterior profesorii aveau ședință. Pentru clasele a doua, a patra, avem modelul 2. Cel care o zi e la școală, o zi acasă. Clasa a doua nu s-au adaptat încă bine anul trecut. Iar elevii din clasa a cincea și până în a 12-a vor frecventa orele după orar mixt. O săptămână vor veni la școală, iar cealaltă vor sta acasă. A venit că are 3 copii și nu vrea să dea nici pe unul la școală. Deci noi trebuie să găsim soluții. Noile schimbări nu-i mulțumește pe toți, spune directoarea liceului, iar mulți părinți se tem că copiii lor s-ar putea îmbolnăvi și profesorii au asemenea gânduri. Avem o profesoară care a fost bolnavă de COVID și nu vrea să, nu poate depăși această situație în care psihică, să spunem așa, și ne-a spus că ea e de acord să ia orele, dar să predea de acasă. Am găsit soluția că în clasă unde este elevul să fie dotate cu mijloace tehnice ca profesoara de acasă să poată preda să fie cu elevii în clasă. Între timp a mai apărut o problemă. Școala a rămas fără asistent medical care ieri s-a concediat. A spus că pleacă la policlinică aici. Cred că acolo salariul mai mare, pentru că în școli nu s-a majorat salariul. Elena este profesoară de limba română. Spune că a fost o mare provocare să lucreze de acasă. Asta pentru că, pe lângă orele online, trebuia să îi acorde atenție și copilului său de 4 ani. Ei sunt mai mici, aceste sarcini se realizează de dimineață, dar eu de dimineață aveam ore cu elevii mei în online. Și de obicei erau orele până la amiază. Și pe urmă era somnul, era plimbarea și undeva în jurul orei 5-6 erau activitățile de la grădiniță. Profesorii susțin că inițial în martie, când făceau lecții online, elevii erau activi, iar cu timpul s-au plictisit să stea în fața calculatorului câteva ore la rând. Inițial a fost ușor, primele câteva lecții. După aceasta am văzut că eu îi pierd și m-am gândit să realizez câteva exerciții. Foarte simplu, da? Ridicăm mâinile sus, ne ridicăm de pe scaun, ne mișcăm spre dreapta, estul, vestul, dacă ține de domeniul geografiei. 60 de școli și licee din capitală din cele 148 nu dispun de spații pentru respectarea distanțării fizice. După ce s-a anunțat că școlile se vor deschide pe 1 septembrie, Ministerul Educației a propus 7 scenarii. Până pe 20 august, fiecare instituție de învățământ trebuie să facă public orarul de activitate. Belarus nu mai poate da înapoi, iar Alexandru Lukashenko a dat primele semne că e dispus să renunțe la putere. Titrează astăzi presa din întreaga lume. Liderul de la Minsk a declarat că trebuie schimbată Constituția, astfel ca următorul președinte să nu aibă puterea pe care a avut-o el și abia după asta să fie organizate noi alegeri. Între timp, oamenii continuă să iasă pe străzi și să ceară demisia lui Lukashenko. Centrul protestelor de ieri a fost la televiziunea de stat. Mai mulți jurnaliști au ieșit în stradă pentru a denunța cenzura și fraudarea alegerilor.
Au continuat să iasă la greve și proteste muncitorii de la mai multe întreprinderi. Aceștia au cerut ca rezultatele alegerilor să fie declarate nevalabile, șefa CEC să-și dea demisia și să fie eliberați toți deținuții politici. Președintele Alexandru Lukashenko a vizitat ieri mai multe uzine și fabrici din Minsk, încercând să domolească spiritele, însă mai peste tot a intrat în polemici cu muncitorii și a fost huiduit. Un muncitor l-a supărat rău pe Lukashenko. Zăstreliți, ofițer! Не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Да вы что? Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон. Președintele a fost luat la rost de mai multe ori. Александр Григорьевич, честно по-мужски. Да, конечно. Народ устал уже. Понял. Ты сказал центральное слово. По-цивильному, так? По-цивильному. По-цивильному с улицы? Нет. Нет? Так вот, мы же поэтому и на выборы ходили все. În fața muncitorilor, Alexandr Lukashenko a spus că va propune o nouă constituție care ar putea deschide calea către alegeri anticipate. Под давлением президент не должен принимать решения. Президент должен найти компромисс, который всех устроит. Будет так, мужики. Нам надо принять новую конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдумы, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти. Сейчас решается наше будущее. Куда мы пойдем? Spre seară, mii de oameni s-au adunat în fața izolatoarelor pentru a cere eliberarea celor reținuți în timpul protestelor, deși ieri procuratura din Belarus anunțase că toți au fost eliberați. Liderul de la Minsk a încercat să-i convingă pe muncitori că protestele sunt organizate din exterior și a avertizat opoziția că Rusia va interveni dacă va fi nevoie. Ministrul de Externe din Lituania nu exclude un asemenea scenariu. We are concerned because it's publicly discussed, so I personally doubt it will happen, but you cannot exclude, you know, you cannot say that it will never the case. Svetlana Tihanovskaya, aflată în exil în Lituania, unde a plecat sub presiunea administrației de la Minsk, insistă că i-ar fi câștigat alegerile, probabil cu 60-70% dacă voturile ar fi fost numărate corect, după ce ieri Comisia Europeană a anunțat că nu recunoaște alegerile din Belarus și l-a declarat pe Lukashenko persona non grata. Mâine, Consiliul European se adună în ședință pentru a lua atitudine. Comunitatea internațională nu recunoaște alegerile prezidențiale din Belarus câștigate de Alexandr Lukashenko. În timp ce ecologiștii spun că e plin de toxine, primăria îl ia de bun. Nămolul scos din bâc, cel mai poluat râu din țară, va fi folosit ca îngrășământ. Poluat foarte mult de metale grele. Nu sper că este așa curat, că pot fi utilizat pentru îngrășămintele. Revenim în jurnal ca să vă spunem mai multe detalii la subiect și unde anume va fi turnat nămolul scos din bâc. Un preot se plânge că a fost luat la pumni de parohul bisericii din Cricova. Neînțelegerea ar fi pornită de la faptul că preotul agresat mergea din casă în casă pentru a colecta donații. Slujitorul bisericii din oraș, care ar fi sărit la bătaie, spune că el nu a lovit pe nimeni și că celălalt este un impostor. Cazul a fost înregistrat la poliție. El deodată a trecut la acțiune. M-a snopit în pumni, în bătaie m-a snopit. Mi-a făcut contuzia, dar mi-a fost foarte rău, am primit îngrijire medicală. Valeriu Golban, care este preot, dar și muzician, spune că a ajuns în Cricova pentru a aduna donații prin vânzarea discurilor sale de muzică. A început deodată să mă lovească. N-am și căutat în Cricova. Deși îmi deranjează lumea, deși eu vin la dânsul în parohie, trebuie să iau binecuvântarea lui. Și eu am spus că creația mea proprie și ce fac eu, asta sunt mele personale. Valeriu Golban nu slujește la vreo biserică și spune că adună bani pentru a construi un lăcaș la Chișinău. Cel pe care îl acuză de agresiune spune că Golban este de fapt un impostor. El pur și simplu e așa, îmblă cu cerutul, niște discuri, CD-uri, de a mergește lumea, să dă bani, momente de astea. Și așa merge în fiecare
acasă, noaptea, deranjează lumea, deja lumea nu-i mulțumită. Dar e adevărat că l-ați lovit? Nu e adevărat, eu l-am apărat, mă avea scalze. Poliția Capitalei ne-a confirmat acest incident care a avut loc duminică. Oamenii legii spun că vor lua o decizie în funcție de leziunile corporale cu care s-a ales victima. Potrivit unui extras din fișa medicală, Golban a suferit contuzie la cap, leziuni la față, torace și are mai multe vânătăi. Un copil de 2 ani a murit după ce a căzut în gol de la etajul 5 al unui bloc din capitală. Tragedia a avut loc aseară, iar poliția spune că micuțul era în acel moment acasă cu bunica. Bunica a intrat pentru câteva minute în camera de baie, iar copilul a rămas în odaie. Acesta fiind singur în cameră, pe podea în apropierea geamului se afla o saltea pentru dormitor. Acesta a urcat pe geam. Geamurile în toată locuința erau închise. Cel mai probabil copilul în timp ce se afla pe geam a deschis geamul și sprijinindu-se de plasa care a cedat sub greutatea corporală a copilului, acesta a căzut în gol. Peste 70 de copii au avut de suferit în urma incidentelor produse acasă de la începutul acestei veri. 9 micuți și-au pierdut viața, iar cei mai mulți dintre ei au căzut de la etaj. Poliția atenționează părinții să țină ferestrele închise în spațiile în care se joacă copiii și să nu le dea voie să iasă la balcon. Locuiește în chirie în Chișinău, circulă cu mașinile prietenilor și se întreține din jobul de consultant juridic la o firmă privată. Vlad Filat ne-a spus ieri că se întoarce în politică pentru că mai are un cuvânt de spus. Fostul premier nu a vrut să divulge dacă intenționează să candideze sau nu la prezidențiale. Locuiesc la gazdă. Mașină nu am la ora actuală. Locuiți la gazdă în Chișinău? În Chișinău, sigur. Cât vă costă chiria? Nu, eu vă rog, nu intrăm chiar atât de departe în detalii. Filat povestește că la 3 luni de la eliberarea sa din închisoare s-a angajat ca și consultant juridic la o firmă privată și se întreține din acel salariu. Mașină proprie nu are, după ce a fost deposedat de avere de CNA. Asta nu înseamnă că fostul premier merge cu transportul public, deoarece... De exemplu, în tot acest parcurs în teritorii, a mers împreună cu colegii de partid. Duminică, Vlad Filat a fost reales președinte al PLDM, partid pe care tot el l-a fondat acum 13 ani. Eu doar atât vreau să vă spun, că am un punct de vedere asupra căruia voi insista în cadrul partidului, ce ține de participare în general în acest scrutin electoral și, doi, foarte important, ce ține de comportamentul și participarea a tuturor celor care cel puțin se declară a fi pro-europeni. Fostul premier nu vrea să spună dacă intenționează să participe la prezidențiale, afirmă însă că dosarele în care este vizat nu prezintă o piedică pentru a candida. Nu, deoarece eu nu am niciun fel de restricție. Ori dacă să mergem formula cine are dosar, are impediment, atunci eu mă tem că noi nu vom avea candidați. Un consilier juridic de la Centrul pentru Resurse Juridice din Moldova ne-a spus altceva. Codul penal stabilește o perioadă în care sancțiunile penale, ele se sting. Asta înseamnă că cazierul persoanei este unul curat. De aceea, domnul Filat ar putea să candideze pentru orice funcție de demnitate publică, președintele țării, președintele Parlamentului, dar după expirarea termenului de 6 ani de la executarea pedepsei. În decembrie anul trecut, Vlad Filat a fost eliberat din închisoare înainte de termen, după ce a fost condamnat la 9 ani de detenție pentru corupere pasivă și trafic de influență. Liderul PLDM a fost reținut în octombrie 2015. Pe numele lui Filat este deschis un nou dosar în care e suspectat de spălare de bani în proporții deosebit de mari și riscă până la 10 ani de pușcărie. El pledează nevinovat. Temperatură record înregistrată în Valea Morții din California. Mercurul din termometre a urcat la 54,4 grade Celsius, aceasta fiind probabil una dintre cele mai ridicate temperaturi din istorie de pe Terra. Temperatura care urmează să fie verificată a fost înregistrată de Sistemul Meteo Național duminică. Ar fi cea mai mare temperatură de pe Terra din 1931. Situată la vest de Las Vegas, Valea Morții deține recordul de temperatură înregistrat pe Terra, 56,7 grade Celsius în iulie 1913. În funcție de cum va evolua situația la grădinițele private, va fi luată o decizie privind redeschiderea celor de stat. Asta a declarat ieri viceprimarul Capitalei, care anunță că a început instruirea personalului medical. Autoritățile spun că în multe grădinițe, asistenți medicali nu sunt, fără a oferi o cifră.
Sperăm că în această săptămână să putem acoperi tot personalul din grădiniță. Este o prioritate în această săptămână. Medicii noștri, asociațiile medicale teritoriale vor coopera cu Direcția de Educație, Tineret și Sport. După ședința de dimineață, responsabilii de la primărie nu ne-au răspuns la telefon ca să ne spună în câte grădinițe nu sunt asistenți medicali. Autoritățile municipale anunță că în această săptămână vor distribui pliante informative pentru cadre didactice și părinți care vor conține reguli ce trebuie respectate pentru a preveni îmbolnăvirile. Până la redeschidere, fiecare instituție preșcolară trebuie să își aleagă modelul după care va activa. Între timp, s-a decis că cei mici vor petrece la grădiniță doar 7 ore pe zi. Copiii vor fi alimentați de 4 ori pe zi, respectiv vor avea dejunul 1, dejunul 2, prânzul și gustarea. Respectiv urmează să fie elaborate orarul de venire, plecare a copiilor la și de la grădiniță. Pentru cele 126 de grădinițe din Chișinău, din buget au fost alocați peste 6 milioane de lei, iar pentru cele peste 140 de școli și licee peste 8 milioane de lei, bani care vor fi folosiți pentru procurarea echipamentelor de protecție și a dezinfectanților. Grădinițele și școlile se vor deschide de pe 1 septembrie, potrivit unei decizii emise de Comisia Extraordinară de Sănătate Publică. În funcție de evoluția situației epidemiologice, măsurile restrictive ar putea fi revizuite. În instituțiile de învățământ primar și secundar din țară sunt înregistrați peste 90.000 de elevi. Navolul scos din râul Bâc va fi folosit ca îngrășământ pentru parcelele cu flori din capitală. Este decizia primăriei, care spune că noroiul are multe componente benefice. Ecologiștii susțin însă că namolul evacuat din cel mai poluat râu din țară este plin cu substanțe toxice. Namolul scos din râul Bâc a fost adus aici, la gunoiuștea de la Ghidighici, dar deoarece camioanele care aduceau deșeuri se împotmoleau, muncitorii au acoperit namolul cu pământ și gunoaie. Odată ajuns pe strada Ghidighici, namolul este făcut una cu gunoiuștea unde sunt aruncate materiale de construcție. Deși, potrivit ecologiștilor, râul Bâc este cel mai poluat de pe teritoriul Republicii Moldova, namolul de acolo va fi folosit ca îngrășământ, susține responsabilii de la primărie. Namolul este aici foarte bun, noi scătem acum așa suprafață pentru că pe urmă s-o putem folosi ca pământ pentru flori. Are multe componente care pot fi folosit ca îngrășământ la flori. Namol care stă de ani buni acolo, plante. Lucru negat de ecologiști, care de ani buni bat alarma că râul este intoxicat cu deșeuri aruncate acolo de diferite fabrici și ape menajere, care constituie 90% din apa râului. Când vine toată tabela lui Mendeleev, poluat foarte mult de metale grele, nu sper că este așa curat, că pot fi utilizat pentru îngrășămintele. Startul lucrărilor de curățare a albiei râului Bâc a fost dat încă în luna iulie, iar primul lucru care s-a făcut a fost să fie tăiați toți copacii de pe maluri. Cei ce crește haotic din malurile râului Bâc, ele trebuie să fie scoase. Arborii ăștia sunt în fel de fel de alte masă verde. În zona de protecție a râului, arbori nu ar trebui să fie. Autoritățile locale spun că astfel vor reduce din inundațiile de pe strada Albișoara, dar pentru scurt timp intervin specialiștii în protecția mediului. Acum curățăm albe din amol, ca când se va repara strada Albișoara, să fie mai puțin inundat sau chiar dacă se va inunda, că nu excludem factorul respectiv, dar inundările o să fie de 10-15 minute, nu de ceasă. Și nu o să avem situația și aia când se neacă mașini. Curățuie managementul râului de la Bărin, de la teritoriul unde formează râul, râioanele, în special Călăraș și curățarea albiei râului Bâc va decurge în două etape. Acum lucrările de pe porțiunea dintre străzile Petru Rareș și Feredeului sunt gata în proporție de 95%. Acestea au costat municipalitatea circa 1,3 milioane de lei, iar până pe 10 septembrie se va interveni și pe tronsonul Petru Rareș și Mihai Viteazul. În reparație a intrat și strada Albișoara între Ismail și Yuri Gagarin. Acum traficul pe această porțiune de drum este sistat. Strada Albișoara va fi total reabilitată, va fi modernizat iluminatul stradal, dar și se vor curăța gurile de canalizare, iar panourile publicitare vor fi evacuate. Nu se știe de câți bani va fi nevoie. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezei se încheie aici. Eu vă aștept și la știrile de la ora 17. Pe curând!